Sunt gândurile dumneavoastră și dacă vreți să ne corectați altfel, să ne spuneți personal. Nu, nu se cade ca un păstor să fie mustrat în față, pentru că el e omul lui Dumnezeu, chiar dacă greșește. nu e nimeni perfect din locul acesta. Însă e bine să urmărim citirea cuvântului, pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne ridifică starea noastră sufletească. Ne biblicizează mintea noastră, pentru că trăim în, într-o vreme cu tehnologia aceasta care... I-a adus pe oameni o stare descongestionată a minții. Oamenii nu mai știu ce fac. Uitați-vă, dacă vă, uitați, vă, duceți în spitale, veți vedea oameni bolnavi pe linie psihologică, oameni bolnavi mental. Tehnologia aceasta i-a zăpăcit pe oameni. De aceea să avem mare grijă. Biblicizați-vă mintea, citiți cuvântul lui Dumnezeu la timp și ne la timp. Și aceasta vă va ridica starea noastră de credință. Fraților, avem nevoie de credință nu rațională. Credința care face minuni. Credința care mișcă mâna lui Dumnezeu. Fraților, de acea credință avem nevoie. Domnul să ne binecuvinteze. 2 Timotei, capitolul 2, de la versetul 15 în jos, voi citi câteva cuvinte. Caută să te înfățișeze înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Perește-te de vorbăriile goale și lumești, că cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu și cuvântul lor va roade ca gangrena. Din numărul ce sără, sunt Imineu și Filet, care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că și venit în vierea și răstoarnă credința unora. Totuși, temelia tare lui, lui Dumnezeu stă nezguduită având pe cetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ, unele pentru o întrebuințare de cinse, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci dacă cineva se curățește de aceasta, va fi un vas de cinse sfințit, folositor să său de stăinii pentru orice lucrare bună. Fugi de poftele tineriții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Perește-te de întrebările nebune și nefolositoare, că știi că dau naștere la certuri și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți în stare, să învețe pe toți plin de îngăduiță răbdătoare, să îndrepte cu blândeață pe potrivice nădejdea că Dumnezeu îi e le va da pocăință ca să ajungă la cunoștința adevărului și venindu-și în fire să se desprinde de cursa diavolului, de care au fost prinși să-i facă voia până aici din cuvântul Domnului, ocupați locurile. V-am găsit așa foarte ospitalieri. Contează mult să fim ospitalieri. Întotdeauna ospitalitatea noastră se dovedește caracterul nostru care este edificat și lucrat, lucrarea pe care o face Duhul lui Dumnezeu în viața noastră. Așa cum spune cuvântul că El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, pentru că noi ca oameni suntem și foarte inventivi. Știm să inventăm foarte multe lucruri, în special atunci când vrem să ne furăm o imagine bună și ca oamenii să aibă o părere foarte bună despre noi, dar noi, și noi personal știm cine suntem. Și spune că El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în ci pentru îndurarea Lui, spălarea, nașterii din nou și noirea lucrată de Duhul Sfânt. Fraților, Domnul să lucreze prin Duhul Sfânt în viața noastră, în caracterile noastre. El să ne modeleze. Mi-aduc aminte în anii tinereții mele, am fost un tânăr care am fost un tânăr foarte violent. A fost o trăsătură de caracter din familie. Tatăl meu a fost chelner, după ce a fost, o spătă, a fost șef de restaurant. El a fost un om violent și am împrumutat din atitudinea lui. Și până când Dumnezeu m-a adus la treapta aceasta de a înțelege calea pocăinței și calea mântuirii, am avut o atitudine foarte negativă în viața mea. Și mi-aduc aminte că am avut odată un conflict cu cineva și tatăl persoanei respective a sărit de pe tereasă și mi-a zis câteva vorbe care m-au atins la inimă. Nu mi-era frică nici de tată sau nici de el, pentru că eram un tânăr foarte violent și aveam, eram un om dinamic în a, atunci când trebuia să fac un rău. Eram foarte dinamic. Însă, vorba aceea pe mine m-a atins la inimă. Și știți ce mi-a zis? N-ai caracter. Du-te și modelează-ți caracterul. Părinții tăi n-au știut să te educe. N-am înțeles ce înseamnă cuvântul caracter. Ce e la caracter? Ce înseamnă caracter? Și cuvântul ăla parcă pe mine m-a măcinat și m-a măcinat și m-a măcinat. Într-o zi am înțeles ce înseamnă caracter. Caracter înseamnă să ai o atitudine frumoasă. Să fii un om prin care oamenii să poată sta lângă tine. Să fii un om dorit de alții să te accepte în compania lor. Asta înseamnă să ai un caracter bun și frumos. Pe parcursul vieții, caracterul meu l-a modelat Dumnezeu. Eu n-am putut să-l modelez. Nu m-am putut de schimba de nimic. Problema este că am avut o mamă rugăciune, o mamă credinței. O mamă care a știut să stea înainte lui Dumnezeu în opțile. Și când veneam nopțile acasă din prieteniile cu prietenii mei și lucrurile rele, vandale pe care le făceam, pe ea o auzeam în cameră că se ruga, dar se ruga. Rugăciunile ei mă tulburau enorm de mult. Fraților, mamelor, rugați-vă pentru copiii voștri care îi aveți în lume. Nu cedați în rugăciune pentru că Dumnezeu va face minuni în viața dumneavoastră. Femeia e ascultată profund de mult înaintea lui Dumnezeu. Și dacă ne uităm pe paginile Scripturii, Domnul Hristos întotdeauna, când a avut discuții cu femeile, întotdeauna Domnul Iisus le-a luat apărarea și a fost alături. Gândiți-vă de femeia aceea prinsă în adulter. Când au adus-o în fața lor, acolo, în fața mulțimii, și după legea lui Moise trebuia ucisă cu pietre, că a fost pinsă chiar în momentul când se vărșea fapta, cea mai, cel mai urite fapte, imoralitatea. Și au venit farisei cărturarii. După legea noastră, această femeie trebuie să moară. Ea a făcut o faptă cu totul nejustificată, împotriva lui Dumnezeu. Dar știți ce m-am uimit pe mine lucru acolo, când eu citesc cuvântul acolo? Cât de bandiți sunt oamenii. Dar unde e persoana cu care a făcut fapta respectivă? Pe la nu l-a adus. Ați văzut? A adus mă pe persoana respectivă. Întotdeauna femeia a fost desconsiderată. A fost tratată cu multă, dispreț. Întotdeauna așa a fost tratată. De aceea vreau să vă spun, Domnul Iisus le-a luat apărarea. Și Mântuitorul s-a scris cu degetul jos pe țărână și în timpul acela îi zice, s-a sculat în picioare, care dintre voi n-are niciun păcat să ia cel din dei piatra să lovească în ea? Toți s-au simțit mustrați în cugetele lor pentru că a vorbit direct Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Poate dacă vorbeam eu, femeia aceea era omorâtă cu piatră. Dar a vorbit Dumnezeu, Domnul Iisus le-a pus degetul direct pe rană. Care dintre voi? N-aveți niciun păcat! Și tocmai ei s-au simțit mustrați în cugetul că toți erau vinovați de aceleași păcate. Și unul câte unul au lăsat pietrele jos și au fugit de acolo. S-a scundat la Mântuitor cu atâta gingășie. Femeie, nimeni nu te-a sântit. Nimeni, doar. Nici eu nu te-a sândit. Du-te, dar să nu mai faci. Fraților, cât de frumos de vorbește Dumnezeu. Cât de gingaș este El. Ce delicatețe are Dumnezeu când se ocupă de noi? De ce are Dumnezeu asemenea delicatețe? Pentru că știe că suntem slabi. De aceea vreau să vă spun, scumpii mei, să avem mare grijă la viața noastră personală. Pentru că cel ce vine va veni și toate lucrurile ne anunță venirea Mântuitorului. Și într-o zi va veni pe norii cerului și va veni în văzduh și va trebui să ridice aici porumbița pe care așteaptă și spune că el nu va mai veni în vederea păcatului ci va veni să ridice biserica lui slăvit să fie Domnul. Mi-aduc aminte, am predicat la o mormântare despre venirea Mântuitorului nostru și am spus că într-o zi el va veni să ridice biserica și am vorbit de acolo de, de, de la de Salonice și spune, fraților, nu vrem să fiți necunoștință ca ceilalți oameni care nu au nădejde. E o lume lipsită de speranță, fraților. Oamenii au religii, au tot felul de forme, tot felul de ceremonii, au oamenii ziua de astăzi, dar nu au credință adevărată în Dumnezeu. Credința adevărată o ai numai atunci când trăiești din cuvânt. Când Duhul lui Dumnezeu să această credință în tine și acei e credința mântuitoare, cum spune Duhul Sfânt din Pavel, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi neprihănire, nu ne justifică neprihănirea noastră înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cere, pentru că dacă vă duceți acolo în 2 Efeseni, de la capitolul de mai jos acolo, la versetul 10 spune, ne spune că trebuie să trăim în neprihănire și în sfințire, ne spune cuvântul Domnului. Însă zice că El ne-a nu pentru faptele noastre, ci pentru îndurarea Lui. Prin har a spus mântuit, prin credință. Aceasta nu vine de la voi. E darul Lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul. Fraților, faptul că aici ești în adunare, înainte a fost conceput Dumnezeu, lucrul acesta înainte de eternitate, înainte de veșnicie, că spune că toți acei care au fost scriși înainte de întemeierea în cartea vieții, Aceia nu vor lua parte la multe lucruri pe pământul acesta. Nu se vor compromite cu păcatul. Nu vor permite multor lucruri care vor veni. Și vor veni lucruri grele pe pământ, fraților. Și asta este mai realitate. Le vedem cu ochii noștri că vin. N-am să vorbesc despre astea, pentru că nu are numai să citiți cuvântul și sunt predicatori aici care vă vorbesc despre lucrul acesta. Însă ceea ce vreau ca să vă spun, vegheați, pentru că vegherea are mare importanță în viața noastră. În primul rând, să veghem asupra vieții noastre personale. Cum trăiești? cum gândești, cum vorbești, ce atitudine ai, că de asta ești responsabil. Și vreau să vă spun, am vorbit la o mormântare despre asta. Fără nu vrem să fiți în ca ceilalți care nu au nădejde. Și tare s-a iritat un preot acolo. Tare s-a iritat, pentru că capela noastră e lângă biserică. Și am vorbit despre nepricănire, despre uh, lucrurile adevărate la biserică, adevărata credință, adevărata sfințenie. Și atât de s-a iritat de tare preotul ăla. S-a iritat. Și îi spunea acolo, nu mai puneți, domne, pe să vorbească. Și am vorbit despre formalitățile religio religioase care sunt astăzi, care astăzi lumea este dus în eroare. Și aleargă oamenii, le ei consideră, pentru că oamenii doresc să aibă o speranță. Oamenii vor să se agațe de ceva. Gândiți-vă, faceți-vă așa o imaginație. Să fiți în mijlocul unui ocean și să vedeți un vapor. Nu v-ați lupta ca să vă salvați viața din mijlocul oceanului. M-am gândit la evenimentul care s-a întâmplat în istoria navigației cu vaporul Titanic pe 10 martie în 1912, când s-a întâmplat marele eveniment când Titanic a fost cufundat. Ce lupte s-au dus atunci! Din 3000 și ceva de oameni, 1000 și ceva au fost salvați și restul a fost... Au fost trei clase în, pe vaporul acela vaporul acela care atât de luxos, care scria pe el, non-god, fără Dumnezeu, chiar parcă l-au ispitit pe Dumnezeu. Și în noaptea aceea, în 10 martie, s-a întâmplat evenimentul acela, când cu un în iceberg atât de mare, când vaporul a îndat în el și s-a rupt, s-a spart aproape pe jumătate, și în două ore și zece minute, vaporul a fost scufundat. Și din cele trei clase care au fost clasa superioară, oamenii care erau clasa de sus, clasa care se ridica, oamenii bogați, miliardarii vremii care erau pe vremea aceea, clasa de jos și clasa cea mai mică, de, clasa mijlocie și clasa de jos. Iar la final a fost două clase, pierdut, mort și salvat. Așa va fi și la finalitatea lucrurilor. Nu se va avea în vedere ce poziție socială ai, ce parte materială ai, nu se va avea în vedere lucrul acesta. Ce funcție, ce poziție, din ce familie ești, că ai sânge regal în tine, sau că ești un simplu om, înaintea lui Dumnezeu toți suntem egali. De aceea vreau să vă spun, dragii mei, să ducem adevărata luptă înaintea lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu te-a chemat la mântuire, ține minte ce spun, ești un copil la lui Dumnezeu. Dumnezeu a pus în tine Duhul lui cel Sfânt și într-o zi te va lua de pe pământul acesta. Fie că vei pleca înainte, fie că vei pleca pe norii celui când Domnul Iisus va veni. Punctul important este să trăiești cum cere Dumnezeu și Domnul să ne ajute. Fraților, Domnul să ne ajute! Și El ne va ajuta și El ne va da posibilitatea aceasta ca noi să ajungem la mântuire, pentru că ăsta e scopul și planul lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Apostolul Pavel zice aici, caută să te înfăcișeze înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat. E adevărat, Dumnezeu pregătește unele încercări în viața noastră ca să ne maturizeze. Lipsa de maturitate în ceea ce privește viața spirituală, oamenii aceia, aceia sunt copii, picmei spirituali. Oamenii ce acceptă toate lucrurile cu ușurătate. Ei nu au capacitatea de înțelegere ca să nu trăiască așa cum apucă, după apucatul lumii. Fiecare zice, bă, nu-i nu păcat lucrul acesta, bă, nu-i păcat asta. Cineva odată mi-a venit din adunare, fuma. Și îmi spunea sora respectivă, frate, trai, nu mă pot izbăvi de fumat. Eu are păcat înainte la Dumnezeu, soră. Eu vreau să vă spun, e normal că e păcat. Biblia spune că toate lucrurile sunt găduite, dar nu toate mi de folos. Pot fuma o țigare și să mă compromit cu țigarea aceea, dar la un moment dat că țigarea aia va produce cancer. Și zice cuvântul Domnului, nu știți că trupul vostru este templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Cum îți poți permite să stai cu țigarea în mână un creștin, un copil al lui Dumnezeu? Nu se poate așa ceva. Și zice, frate, roagă-te cu mine, vreau să fiu izbăvită, nu mă pot izbăvi. Mă duc la servici, îmi iau pachetul de țigări cu mine. Și avea botezul. Avea legământul cu Dumnezeu. Și a zis, oră, uite care e problema. Punctul important, iau o zi, două de post. Dar în ziua aceea de post, nu mânca, nu bea apă și nu fuma. De azi zi de post. Și eu mă voi ruga cu Dumnezeu și Dumnezeu hotără te va izbăvi. Te va elibera Dumnezeu. S-a pus ora respectivă și s-a pus pe post. a o luptă cu pofta tutunului. Avea pachetul de țigări la ea, am lucrat cu sora respectivă, cunosc cazul persoană. Sora pleca plecat la cele veșnice. Și ducea o luptă, și ducea o luptă. Și zicea, frate, cât trebuie să postesc? Ultima masă care ai mâncat -o în seara asta, mănânci seara la ora aceea. Dacă la șase ai terminat cu masa, mănânci a doua zi la ora șase seara. Nu mânca nu bea, dar roagă-te intens. Roagă-te în cugetul dumneavoastră la servici. Dar roagă-te intens și zic, Doamne, eliberează-mă. Doamne, înlătură Duhul ăsta din viața mea. Eu vreau să vă spun, știți cum mai eliberat pe mine Dumnezeu de fumat? În Dumnezeu noaptea m-a chemat la mântuire, într-o noapte m-a chemat Dumnezeu. Și am zis așa, dacă vrei să fiu pocăit, și dacă vrei să mai pentru tine și pentru slava ta, dacă nu mă eliberez de fumat și de răutate, eu toată viața voi fuma și toată viața voi fi un om rău. Fraților, pe amândouă noaptea mi am l-a Dumnezeu. A doua zi am încercat să mai fumez, n-am mai putut fuma. Păi, fraților, n-am mai putut fuma. Am aproape 50 de ani de când nu mai fumez și Dumnezeu m-a eliberat. Slăviți să fie Domnul. Fraților, Dumnezeu face minuni în viața noastră. Face minuni de care noi nu le putem imagina. Și la un moment dat, sora aceea, a fost eliberată de Duhul ăla. Și a spus, frate, am aruncat țigările, sunt liberă și nu mai fumez. Soră, slăviți să fie Domnul. N-a durat multă vreme Domnul botezată cu Duhul Sfânt. Și a fost o soră binecuvântată în adunare. Din când în când cânta câte o cântare. Când o puneai la rugăciune, simțeai că să adună cerul în jurul ei. A învățat să se roage. Fraților, știți cât de importantă e rugăciunea? Noi nu ne dăm seama. Știți de ce diavolul caută? Duce o luptă vehimență cu noi să nu ne rugăm, să nu trăim o viață de rugăciune. De ce credeți că Domnul Isus a spus unele pilde cu privire la viața de rugăciune? Când a vorbit cu pilda judecătorului și cu văduva aceea, care era neîndreptățită și venea zilnic la judecătorul acela nedrept ca să-i facă dreptate cu părâșul ei. De ce a spus Domnul Isus a spus așa ca să învețe să roage să nu se lase? Fraților, nu vă dați seama când tu te rogi, stai în prezența lui Dumnezeu, te eliberezi de multe lucruri, te eliberezi de gânduri murdare. Știți că în lumea noastră noi trăim într-o lume a pornografiei. Dacă ne uităm numai vara asta care a fost așa de, 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 toridă, marea majoritate, tinerile și tinerii, au îmbrăcat mai mult dezbrăcate pe stradă decât îmbrăcate. Orașul nostru cât e de mic, majoritatea tinerilor. Și vă dați seama, trebuie să duci o luptă cu tine, să-ți păstrezi un cuget curat. și credința trebuie păstrată într-un cuget curat. Unii l-au pierdut și au căzut din credință, s-au peste cap. Au căzut tribune Evangheliei, oameni care cândva au ținut Evanghelia în mână fața mulțimilor. Vă spun cazos, cazuri de genul acesta. La noi în zona aceea, doi păstori au căzut în păcatul acesta. Unul chiar și-a și părăsit familia. Și s-a întâmplat lucruri grozave, s-a întâmplat. Tot orașul acela a fost mișcat, bulversat de problema care s-a întâmplat. Vă dați seama câtă pagubă s-a adus în lucrarea lui Dumnezeu? Vă dați seama de lucrul acesta? De -aia zice Pavel, fugi de poftele tinereții! nu sta să te târguiești. Ce s-ar fi întâmplat cu Iosif? Când Iosif a venit acea femeie, să nu crezi că femeia aceea, nevasta lui Potifar, era o femeie urâtă, nu. Aia se îmbrăca toată ziua senzual, se îmbrăca provocator. Și în toate zile îi spunea lui Iosif, culcă-te cu mine, adică îl presa în cugetul lui. Până într-o zi, când acea femeie l-a prins în casă, când el a intrat să facă câte ceva, și ce s-a întâmplat acolo? dintr-o dată a pus mâna pe el. Și știți ce a făcut Iosif? Și a lăsat haina și a fugit. Doamne, dă-ne și nouă puterea aceasta. În momentele oportune din viața noastră, când dispitele acestea vin în viața noastră care ne pot da peste cap, Dumnezeu să ne dea înțelepciune și putere, slăvit să fie Domnul. Și să știți că Dumnezeu ne dă. Dacă suntem oameni sinceri și oameni doritori să-i la Dumnezeu în curăție, Dumnezeu ne va da. Domnul să fie binecuvântat. De aceea e de mare importanță. Caută să te înfățeșezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat și care împarte drept cuvântul adevărului. Fraților, cuvântul Evangheliei trebuie predicat așa cum este. n avem dreptul să scoatem din el. Eu tot ceea ce am citit, am citit din Biblie. Ceea ce vă prezint este teologie. Pentru ca să vă prezint din capacitatea și înțelegerea care Dumnezeu mi-a dat-o mie. Mâine, fratele Dan, vă va predica poate mult mai profund ca mine, pentru că am toată convingerea că Dumnezeu a investit foarte mult în frații de aici, și Dumnezeu i-a pregătit pentru lucrarea pe care o au dedus, pentru că văd că aici Dumnezeu a făcut o lucrare frumoasă, sunt multe suflete care ați venit la mântuire. Domnul să vă țină pe calea Lui, să vă țină Dumnezeu până vom intra în împărăția Lui, să nu ne pierdem niciunul. Să nu lăsăm, ca așa cum a zis Moise, nu vom lăsa nicio unghie. Dumnezeu să ne ajute din biserica asta, din vulcani, să nu lase Dumnezeu pe niciunul. Toți să fiți în împărăția lui Dumnezeu. Aș dori, fraților, și vă spun de multe ori, aș dori cât mai mulți români să fim în împărăția lui Dumnezeu. Și m-am rugat pentru lucrul ăsta și mă rog, cât mai mult români să fim acolo în Împărăția Lui Dumnezeu. Din toate păturile sociale, boga, săraci, Dumnezeu are puterea asta să se ducă. În special familiile noastre, să nu ne lase Dumnezeu copiii, să nu ne lase Dumnezeu nepoții, pentru că ei de acum încolo cresc, ei n-au maturitate și n-au înțelegere. Dar are importanță, și vorbeam cu fratele Bufică și îmi spuneam, că tinerii de azi copilași ei nu înțeleg ce înseamnă tehnologia asta, ei nu-și dau seama. Pentru ei e un pericol grav. De ea trebuie învățați și aduși aici în adunare și împinși pentru lucrarea lui Dumnezeu. O cântare, o poezie, chiar dacă greșește. Mi-a plăcut de fratele, a spus salmul 19. Eu n-am capacitatea să-l spun pe de rost. Totuși el l-a spus, chiar dacă a avut unele greșeli. Să știți că se înfiripă și diavolul, caută să-ți ia din minte. Mi-aduc aminte o soră la noi în adunare, a început să cânte o cântare. Cânta foarte frumos, are o voce frumoasă. Dar a început cântarea aceea și diavolul a atacat-o, n-am mai putut să găsească gama cântării. Și săraca de ea s-a dus la bancă plângând și a zis, Soră, trece treci înapoi, cântă cântarea. Pentru că, diavolul, ne rugăm ca Domnul să-l dea la o parte Duhul ăsta, pentru că aici vin Duhurile, fraților. Credeți mă voastră, că aici nu vin Duhurile? vin mai mulți ca la bar. Pe bar, dacă vă uitați, stă unul singur. Și oamenii fac ce spune el, coordonează el. Dar aici vin mii de Duhuri. Bă, cine l-a mai adus păsat din motru aici, mă? Nu putea să ne predice fratele nostru? Și la a adus, doamne, că vine în mintea noastră tot felul de lucruri. Domne, ce trebuia să mai spună cuvintele acelea? Mi-aduc aminte într-o biserică, am predicat într-o biserică din Alba, eu o biserică mare și am predicat prezentarea, am prezentat lucrurile, s-au certat frații pe ajutoare și mulți s-au lepădat de Dumnezeu pe baza ajutoarelor. Și că un frate care la, la, la început a zis, ce mă va duce și la gară să prin trenul? Și un frate s-a ridicat și a zis, te duc eu, frate. Și la afară, când am ieșit afară, fratele mi zis așa, deci că predicai de ajutoare, nu te mai duceam cu mașina la gara. Dar faptul că ți-am promis că te duc să nu mă fac rușine de biserică, te duc la gara. Fraților, vedeți cum sunt oamenii. Când Dumnezeu ne vorbește, atunci noi ne, ne deranjăm, ne întristăm. Fraților, Dumnezeu vrea să ne prezentăm ca oameni încercați, oameni maturi spiritual, să împărțim drept cuvântul adevărului, pentru că ne-ai benefic pentru mântuire. Eu vă pot spune aici povești frumoase. Însă poveștile nu au atâta valoare. Cuvântul are putere și valoare de schimbare. Prin cuvânt Dumnezeu ne vindecă. Nu te vindecă Dumnezeu prin povești. Nu vreau să spun predici cu tentă și cu glume, piperate cu glume. Am văzut predicatori care caută, formeze, ca să aducă senzație în popor. Fraților, glumele nu-s de partea predicii și a cuvântului Lui Dumnezeu. Spuneți că Apostolul Petru, când vremul de vor veni mulți bajocuri, tot cu tot felul de bajocuri, vorbește și Apostolul Iuda despre lucrul acesta. Vor veni cu tot felul, de oameni care n-au Duhul, Fraților, asta este realitatea. Să ne păzească Dumnezeu. Aici nu este vacanța mare. Aici este biserica lui Dumnezeu. Aici se coboară Duhul Sfânt. Aici e cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu care dăinește din veșnicie în, în veșnicie. Domnul să fie slăvit. Binecuvântați-l pe Domnul și cuvântul lui. Și vom avea parte cu el. Și spune aici Pavel, Apostolul Pavel, lumina de Duhul ferește-te de vorbăriile goale. Cel mai mult astăzi sunt foarte multe vorbări goale. Știți că s-au stricat grupuri de rugăciune din pricina vorbăriilor goale? La noi, acolo, în localitate, au fost grupuri frumoase de rugăciune. Și frații care au fost mai bătrâni au plecat în veșnicie. Era un frate care în casa lui era mereu rugăciune acolo, mai veneau și vase de lucru și de acolo plecam așa edificat spiritual. Atât de zidit plecam de acolo. Mai ne vorbea Dumnezeu, aveam, venea când un vas de lucru care era din partea lui Dumnezeu. Nu proroci care apar acum prin biserică, ciupercile după ploaie, nu de ăștia care vin și aduc tulbura adunările și strică o rânduiala și se par bisericile și spune că Domnul, eu am venit, că Domnul mi-a zis să veniți de partea mea, să vă ferească Dumnezeu de așa ceva. Cum va zidi Dumnezeu aici, smeriți-vă înaintea lui Dumnezeu și binecuvântați-vă păstorul și lucrătorii care îi aveți aici. Fraților, ei sunt răspunzători de dumneavoastră. Eu voi pleca după două ore și nu știu dacă voi mai veni vreodată sau poate voi mai veni. Însă, ei vor rămâne cu dumneavoastră și ei au responsabilitatea față de dumneavoastră. De ce vreau să... Când vei fi bolnav, vei veni, frate, fă muncerea și se va ruga pentru tine și Dumnezeu își va ține cuvântul și se va ruga pentru tine și Dumnezeu te va binecuvânta și îți va da Dumnezeu sănătate în trupul tale pentru că s-a rugat păstorul și el vine, Doamne, Tu ai spus să-i fac ungerea să ia noi ne chemat. Noi suntem prezbiterii bisericii. Tu ne-ai rânduit, tu ne-ai pus în slujbă. Ne rugăm pentru bolnavul acesta. Acum dă-i vindecare. Dumnezeu vindecă. Eu am văzut vindecări, fraților. Am văzut vindecări cu ochii mei de cancer. Cu ochii mei am văzut. Am văzut oameni care s a ridicat din căruți și a plecat. Dumnezeu l-a vindecat pe loc. Și așa de rău îmi pare că astăzi nu se mai văd lucrurile acestea. A fost la herie acolo, odată un tânăr care a fost adus pe căruți și a plecat el cu căruțul acasă. Dumnezeu face lucrări nemaipomenite, fraților. Când a venit nefericitul Iair la Domnul Iisus Hristos, vină că să mea trage să moară. Și când Domnul Isus a plecat să plece, s-a întâmplat evenimentul acela cu acea femeie cu scuzele de sânge, care își cheltuise toată averea ei. Tot ce a avut ea, toți doctorii -au dus, -au fericit -o pe s-au dus, n-au fericit-o pe femeie, din contră, au adus într-o stare de desnădejde totală. Dar a venit o zi, nu a văzut pe Isus și a auzit despre El. Și știi cum s-a atins, fraților? Credința are o mână specială. Nu te atinge cu mâna asta de Isus, că cu mâna asta nu te poți. Atinge-te cu mâna credinței. Atinge-te de poala lui când e în adunare. Prin credință atinge-te de el. Credința care depășește rațiunea. Și vei vedea minunea în viața ta. Vă spun lucrul acesta, am văzut minuni cu ochii mei. Eu le-am văzut în familia mea. S-a întâmplat într-o zi. Am trăit într-o sărăcie. Dacă am avut mulți copii, am avut 14 copii, 16 a născut soția, 14 am avut în viață, am trecut prin diverse probleme, Dumnezeu ne-a trecut și ne-a... ca să înțelegem mâna lui Dumnezeu la lucru și n-am avut ulei în casă. Zic că uleiul necesar pentru gătirea mâncării. A găsit soția pe acolo să facă ceva de mâncare la copii, treceam prin pe niște perioade foarte dificile și soția zice... Traian ia cana să dute la sora Rafira și cere o cană de ulei. Zic, nu mă duc du-te pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și cere de la Dumnezeu ulei, că Dumnezeu nu-ți dă o cană de ulei, îți dă 100 de chile de ulei dacă ai nevoie. El are de unde să-ți dea ulei. Fraților, fata mea e aici, în adunare. Eu nu vă exagerez. Și eu nu stau aici să vă spun minciuni. Că dacă spun minciuni, într-o zi Dumnezeu mă va judeca. Cum a fost aruncat, știți cine? Anania și Safira. Au spus o minciună, considerând că cu aceasta ei își vor căpăta o față frumoasă în fața fraților. Și ceea ce vreau să vă spun, n-a durat o jumătate de oră. A venit o mașină la, la scară, la mine. Ne-a adus 100 de kg de ulei, 100 de kg de zahăr, 100 de kg de făină. Mi-a dat 14 salarii. Știți ce sale 14 salarii? Pe vremea aceea era 2000 de lei. Așa aveam 2000 și ceva de salariu. Mi-a dat 14.000 de lei. Mi-a dat 7 salarii, adică scuzați-mă, am greșit. 7 salarii mi-a dat. Fraților, mi-a adus acolo câte lucruri mi-a adus, am rămas o, o mașină, un microbus a venit. N-a durat o, o, jumătate de oră și am spus, cere lui Dumnezeu, că Dumnezeu are de unde să-ți dea. Și o sută de chele de ulei îți dă. Fraților, mi-a dat Dumnezeu ulei să dau și la alți. Slăvit să fie Domnul. Și am văzut multe minuni în casa mea pe care le-a făcut Dumnezeu. De ce vreau să vă spun, Dumnezeu este același și ieri și în veci. Slăvit să fie Domnul. Știți ce împiedică minunile lui Dumnezeu? Necredința noastră. nu mai credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Fraților, credeți-l pe Dumnezeu pe cuvânt. El e Tatăl tău. El e interesat de tine mai mult decât ești interesat tu. El e interesat de sănătatea ta, de viața ta, de mântuirea ta mai mult decât ești interesat. El te iubește mai mult decât îl iubești tu pe El. Asta este realitatea. Pentru că noi suntem oameni, noi suntem limitați în timp, în spațiu, în gândire, în judecată. Noi suntem limitați în nivelul de a înțelege planurile lui Dumnezeu. Sunt multe lucruri despre Dumnezeu care nu le pricep. Dar prin credință, fraților, vedem minunile lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul. Dați slavă lui Dumnezeu, fraților, și veți vedea multe minuni și multe lucruri pe care le face El. Știți că Dumnezeu se satisface să facă minuni. Lui îi place să facă minuni. El nu face spectacol de minuni, că El, el poate să facă totul. Dar El vrea să ne întărească pe noi în credință. El vrea să ne apropiem de El. Când Israel a ieșit din țara Egiptului, Dumnezeu a făcut minuni cu ei. Câte minuni a făcut? Păi vă dați seama, din spate veneau egiptenii, în față era Marea Roșie. Poporul a început să țipe. Pericol mare. Suntem într-o situație groaznică. Dumnezeu îi spune lui Moise, ce se întâmplă? Ce e acolo gălăgia asta? Întinde-ți august pe mare. Întinde-mă toiagul pe mare. Eu despic o în două. Acolo, cum spune cuvântul Domnului, că noaptea că călăuzea într-un stâlp de foc și Dumnezeu a pus stâlpul ăla de foc între egipteni și popor. A bătut curenția de aer și Dumnezeu a despicat Marea Roșie. Eu vă spun și Oceanul Pacific, dacă era despicat Dumnezeu. Are toată puterea în cerul, pe pământ și sub pământ. E nemărginit în putere, slăvit să-i fie numele. Fraților, eu cred în Biblie că dacă Iona a înghisea balena, eu cred și așa dacă așa scria. Eu așa cred, că dacă așa scrie în Biblie. Și dacă Dumnezeu spunea că Ion a balena, așa credeam. Oamenii nu cred nici că balena l-a înghisit pe Iona. Nu cred oamenii asta. și sunt ipocriți care nu cred. Cum un pește să înghită un om? Da. S-a întâmplat în istoria pescăriei, s-au găsit oameni în burta balenei, real, am citit cărți reale de lucruri. Nu erau cărți creștine. s a întâmplat lucrul acesta. De aceea vreau să vă spun, Dumnezeu face minuni slăviți să fie Domnul. Și l-a scos pe Iona din pântecele pe... Păi vă dați seama acolo un sucul la gastric, când a stat acolo Iona și s-a rugat lui Dumnezeu. Și Dumnezeu n-a îngăduit, îngăduit, ca sucul acela să-l topească. E adică ca un acid sucul ăla gastric. Și n-a îngăduit Dumnezeu. Dar acolo Iona trei zile s-a rugat. A știut să roage acolo. S-a rugat Iona. O, oh, să nu ne aducă pe Dumnezeu, și pe noi Dumnezeu în felul ăsta. Să ne aducă să ne constrângă așa ca într-o menghină. Dacă nu, ne, nu, trăim o viață așa cum eu cer El, Domnul să ne ajute să trăim după cum ne cer El și să ajungem la sfințenia cerută de El și Domnul să fie binecuvântat. Frați și surori, ce s-a întâmplat minunea asta care Dumnezeu a făcut-o și El face minuni și în vremurile de astăzi. Și arată aici cuvântul Domnului, zicem, și cuvântul lor rade ca gangrena. Cuvântul oamenilor fără Dumnezeu, oamenii care nu vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu care nu-i dau cinste lui Dumnezeu, cuvântul la roade și te roade în starea ta sufletească și te poate da peste cap și să crezi o minciună. Știți că minciuna e mai credibilă ca adevărul? Mult mai ușor, pentru că noi trăim într-o lume a minciunii. Oamenii sunt compromiși de minciună. Acum, la ora actuală, se minte peste tot. Guvernanții mint, spun tot felul de lucruri că fac și eu, la un dat, vedem că sunt demagogi. Zic una și fac alta. Și niciodată oamenii nu sunt serioși. Se minte în școli, se minte în familii. Mint copiii părinții, părinții și mint copiii. Și vedem că minciuna fluiditează în viața noastră și aduce atâta de dezorganizare în viața noastră. Ba de multe ori aduce multe necazuri. De aceea e de mare importanță să trăim adevărul lui Dumnezeu, să vorbim adevărul, pentru că adevărul ne face slobos. Domnul să fie binecuvântat. Și zice aici cuvântul Domnului, totuși temeria ta lui Dumnezeu, să ne zgutui, dar vând pe cetă aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui. Oricine rostește numele Domnului să se depărteze de rădelege, de orice păcat. Păcatul ne ne rupe legătura noastră cu Dumnezeu, în special păcatul voi. O scădea așa din întâmplare. Se poate întâmpla să cazi într-un păcat, să faci un păcat. Și dacă îți pare rău și regreți și te mărturise, Dumnezeu te iartă, pentru că e plin de bunătate. Dumnezeu spune cuvântul, nu dorește moartea păcătosului, nu mai degrabă dorește întoarcerea lui de la păcat și să pocăiască, să se întoarcă înapoi la o viață de sfințenie, dar păcatul premeditar și repetat și repetat și repetat asta te depărtează de Dumnezeu încetul cu încetul. Știți că păcatul are putere de a-ți paraliza inima, paralizează conștiința omului. Și de, aceea spune Pavel, lua seama ca nimeni să n-aibă o inimă plină de răutate și de negre, care să vă, de să vă despartă de Dumnezeu cel viu. Dumnezeu să ne păzească. Fraților, păstrați-vă viața lângă Dumnezeu. Cel ce vine va veni. Și știți că judecata lui Dumnezeu de unde începe? De la casa lui Dumnezeu. Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel compromis cel care trește în păcat ascuns. Fraților, nu putem trăi oricum. Dacă Dumnezeu ne dă posibilitatea, ne dă timpul acela de a ne pocăi, de a ne smeri înaintea Lui, de a veni cu starea noastră de vinovăție înaintea Lui, pentru a ne reabilita. Și de aia spune că totuși imediatare să ne stă avem având pe aceasta, Domnul cunoaște pe ce sunt ai Lui. Și oricine rostește numele de să depărțeze de fără de lege. Fraților, depărtați-vă de orice păcat care îl cunoașteți. Pentru că lucrul acesta vă va fi benefic pentru sufletul dumneavoastră și veți crește spiritual, veți avea înaintare și un progres spiritual și Dumnezeu vă va zidi sufletește. Domnul să vă binecuvinteze! Domnul să ne ajute pe toți, să putem ajunge la nivelul la care Dumnezeu ne-a chemat, pentru că El ne-a chemat la un plan. Planul lui Dumnezeu este să ne ducă în împărăția Lui. Să nu credeți că nu vrea Dumnezeu să ne ducă. Pentru ce te-a chemat Dumnezeu la mântuire? Pentru asta, pentru ce a venit Fiul lui Dumnezeu? Pentru asta a venit. Să moară pentru păcatele noastre, păcatele întregi omeniri, de la Adam până la ultimul om care se naște pe pământ. Iisus Hristos a murit pentru fiecare, dar numai cel ce acceptă șerfa, cel ce recunoaște că Fiul lui Dumnezeu a murit pentru el, că nu există altă cale de mântuire. Când am spus odată la o mormântare, oameni buni, nu există nicio cale de mântuire, singura cale este Iisus. Atât! Restul încolo nu există nicio rezolvare la mântuire. Nu există mântuire prin preoți, nu există mântuire prin forme, prin ceremonii, prin ceea ce fac oamenii. Mântuirea este numai prin Isus Hristos. El a spus, eu sunt calea adevărului și viață. Atât. E o singură cale, e un singur adevăr și o singură viață pe care Dumnezeu o dă în eternitate celor care le-au iubit în adevăr, celor care au trăit cu El. Domnul să ne ajute, să ajungem la capăt, frateu, și Domnul să fie binecuvântat. Și spune mai departe, într-o casă mare nu sunt mai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Vrei să fii un vas de cinste? Pune-te deoparte pentru Domnul. Pune-te personal. Dedică-te lui Dumnezeu fără rezerve. Nu rezerva nimic, nu lăsa ca diavolul să pună ceva în viața ta. Și ce a spus Mântuitorul? A spus așa. Vine săpânitorul lumea acestea și nu are nimic în mine și eu nimic în el. Mai găsește ceva vrășmașul în viața noastră? El, el îi mulțumit cu un cui, dacă ți-l pune acolo. Ceva dacă pune în viața ta, mai târziu, te vei da peste cap. Mai devreme sau mai târziu te vei da. De aia este trebuie noi să fim oameni goliți de noi înșine, să fim goliți de tot ce este rău, tot ce se pare rău, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Sfințește-te pentru Dumnezeu, pune-te deoparte pentru El, de cinstea lui Dumnezeu și spune pune-te pe altar, Doamne, stau înaintea Ta, vă predau absoluție, fără rezerve și vei vedea cum face Dumnezeu cu tine. Și te poate folosi și să fii în vie în adunare cu o cântare soră, și să înviorez biserica, să dea Dumnezeu har. Vreau să vă spun, a fost într-o seară, într-o adunare, a fost o seară foarte frumoasă, a fost un frate de care a predicat acolo, a fost fratele Codreanu, nu știu dacă l-a spus fratele de la care Dar mult îmi plăcea de omul ăla. Avea un har la predică, o, am zis, Doamne, dacă mi da și mie Dumnezeu harul ăsta, care la avea la predică, avea un har deosebit. Când predica, predică predica simplu, dar cu atâta pasiune, Domne, se mișca adunarea, se întorcea oamenii la suflet. Chiar mi-aduc aminte, în seara aia a spus, iar tu care ai avut în vis, noaptea, m-am descoperit în vis. Vino și tu că te cheamă Dumnezeu. A început o femeie din lume să plângă acolo și s-a predat lui Dumnezeu și a spus, am avut un vis azi noapte. A avut fratele descoperiri prin cuvânt. Fratele un lucru mare. Dar știți ce s-a întâmplat în timpul adunării? A venit o soră să spună o poezie și eu ziceam, Bă, mai încurcă și asta cu. să-l ascult pe fratele, mai încurcă și sora asta cu poezie. Și părea așa o soră mai, mai îmbrăcată, așa mai, mai. modestă, cum să zicem noi. Noi zicem mai ca de la țară. Dar vă spun, când a spus poezia aia, fraților, am auzit multe poezii. Vă spun, am auzit foarte multe poezii. Mi-a plăcut de fratele Moise Luca, și când a spus poezia cele șapte lupte pe Golgota, nu știu dacă ați auzit-o. M-a auzit -a și poezia Dar sora aia, când a spus poezia, fraților, numai curența a trecut prin mine. Vă spun, domne, cu așa patos, cu așa îndrăzneală, dar așa o ungere a avut în poezia de a mișca toată adunarea. Ei, când s a ajuns fratele la predică, fraților, a fost o seară deosebită, a fost pe vremea regimului comunist, erau oameni mult mai pocăiți în vremea aceea. de -aia vreau să vă spun, fraților, Cereți de la Dumnezeu ca Harul lui Dumnezeu să fie în adunare. Fraților, e Har în adunare, biserica se înfiorează, biserica crește. Nu noi zidim biserica, nu noi o mulțim, zic că cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Nu o putem mulți noi. Noi suntem simpli oameni, noi suntem unelte în mâna Lui Dumnezeu. Și Dumnezeu poate mulți biserica, Domnul să lucreze El. Văd că ceasul a trecut, este 8 fără 10, am să mă opresc aici, însă mai citesc versetul acesta, două versete le citesc, să rămână pentru noi, dau libertatea și fratului păstor, pentru că el are responsabilitatea peste dumneavoastră, eu nu am nicio responsabilitate, eu sunt un simplu mesager, am venit și voi pleca. Însă vreau să vă citesc versetele acestea și să rămână în inima noastră. Și zice așa, deci dacă cineva se curățește de aceasta, va fi un vas de cinste, folositor, zice, de cinste, sfințit, folositor, stăpânului său, stoini pentru orice lucrare bună. Și zice, fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Domnul să vă binecuvinteze. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat. Atât a fost capacitatea mea să vă spun, dacă aș fi avut mai mult, v și sus mai mult, însă sunt frați aici cu o bogată cunoștință cu care Dumnezeu i-a înzestrat, să-i ascultați și când aveți probleme, veniți la ei și ei vă, vă pot ajuta în ceea ce privește viața noastră personală. Astăzi în familie, diavolul caută să aducă multă tulburare, păstrați-vă credința, păstrați-vă legătura cu Dumnezeu, pentru că cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și Domnul să fie slăvit și binecuvântat. Amin.